Mulțumim foarte mult! Trepărul Gheboasă vine cu o primă reacție după ce a fost săltat de pe stradă. E cercetat și pus sub acuzare pentru că în luna februarie ar fi oferit cu titlu gratuit cantități de cannabis, inclusiv unor elevi în apropierea unei școli. Într-o înregistrare video care a fost postată pe o rețea de socializare, el a negat toate aceste acuzații și a spus că este cercetat pentru deținere de droguri pentru consum propriu. Frații mei, vreau să știți că sunt bine, sunt sănătos, sunt în libertate. Toate știrile pe care le-ați văzut până acum sunt false. Eu am fost acuzat de deținere pentru consum. La percheziția de pe 1 martie, la mine acasă, nu s-a găsit absolut nimic. Iar pentru deținere pentru consum, în România, legea te pedepsește cu o amendă penală. Așa că nu trebuie să ciripești ca să poți să pleci acasă. Vreau să știți clar că în acest caz nu este implicat niciun minor, pentru că eu n-am vândut, eu nu vând și nu o să vând niciunui om care există, pentru că eu nu sunt un traficant.